și atunci... treaba aia cu bufnițele? Este un exercițiu foarte bun, se numește adeziv, este din metoda Espera lui Jacques Salomé, un psiholog pe care eu îl prețuiesc foarte mult și de la care am învățat foarte, foarte mult. Și eu l-am descoperit grație ție. Comunicarea ar trebui învățată în școala primară. Exact. Ceea ce noi nu știm, noi învățăm la școală matematică română, nu învățăm să ne hrănim, nu învățăm să comunicăm. Da. Și tu reușești să faci asta? Încerc. Prietenele noastre, bufnițele înțelepte, sunt și astăzi prezente. M-am gândit să vă ofer relația noastră specială, lucrul în echipă și, de asemenea, sprijin în rezolvarea problemelor. Bufnița galbenă vă reamintește că este important să-l respectați pe cel care vorbește, răducul. Când vorbiți, este important să aveți o voce clară și puternică. Eu mă aștept să colaborați. Și acum vine bufnița roșie, care ne zice că nu acceptă niște lucruri sub nicio formă. Să vă adresați cuvinte urâte unii altora. Lipsa de colaborare. Să alergați prin clasă sau pe hol și este important să vă jucați liniștiți și să vă relaxați în pauze. Dacă sunteți de acord cu propunerile de azi, da, da. Am grijă să echilibrez ceea ce ofer, ceea ce aștept și care sunt zonele de intoleranță. Adică dacă pun trei lucruri la mine, pun trei și la ei, să fie un echilibru. Adică să nu aștept de la ei foarte mult, iar eu să ofer foarte puțin. Și după fiecare oră și pauză, punem fețe zâmbitoare, fețe neutre sau fețe triste, în funcție de cum au decurs lucrurile. V-ați adresat cuvinte urâte unii altora? Nici eu n-am auzit, cred că a fost în regulă. O să punem o față veselă. V-am ajutat? Da! Sigur? Da! V-am oferit lucru în echipă astăzi? Da! Bine. Și relația noastră specială, ați simțit-o? Da! Bine. Eu vă felicit pentru felul în care ați lucrat. Un feedback din acesta comportamental ajută pe toată lumea, iar eu sunt deschisă ca ei să-și spună propriile păreri, chiar dacă uneori nu-mi convin. Discut cu ei, dacă ei își argumentează într-un mod politicos păreri contradictorii a ceea ce am spus eu, eu nu am nicio problemă. Dacă ar fi aplicat în toate școlile de stat și private, ar ajuta foarte mult la dezvoltarea personală a copiilor și chiar și a noastră, a adulților.